elevi și profesori! Numele meu e Tara Snapdragon, vrăjitoare șefă la sabatul plantelor. Dar azi sunt supraveghetor șef la... INVM? Serios? Sunt aici să ajut la sporirea cunoștințelor sabatului. Bun venit la Ascult! Oh, e primul an când sunt gazdă și sunt încântată! Astăzi, voi, lăcrămioarelor, veți trece prin exerciții riguroase care vă vor testa inteligența, forța și creativitatea. Țineți minte, nu va fi un pat de trandafiri, doar cei mai buni dintre cei mai buni vor fi recompensați. Eșecurile vor fi transformate în compost pentru grădina mea. Ilegal? Oh, mai vedem noi despre asta, nu-i așa, copii? Să înceapă activitățile acum! Felicitări, elevi! Se pare că aproape toată lumea a câștigat o panglică. Trebuie să fiți foarte mândri de voi înși vă. Păi n-ar trebui să fiți. Tabăra asta e o glumă. Nu a fost nimic provocator la aceste probe. Și asta a fost ultima picătură. Înainte de a împărți panglicile, cred că mai avem nevoie de o activitate. Vom juca jocul meu favorit. Sabaturi împotriva sălbaticilor. Vrăjitoare sălbatice, s-ar putea să primiți și voi una, dacă vă comportați frumos. Și, ca să vă încurajez, micuțelor violete, voi permite utilizarea magiei. Să înceapă ascuns! Hai să ne distrăm! Ah, aș fi o mamă așa bună. Bun venit! Bun venit! Ah, nu te ofili așa, ai loc în față acum. Ce zici, îți place? Da, păi, spectacolul e de fapt o încălcare a mai multor reguli ale școlii, regulamentul Convenției pentru Siguranță și Drepturile Copilului. Sunt sigur că e doar o greșeală măruntă, deci de ce nu oprim activitatea și... Eu fac regulile, dulceață. Oh, se pare că a mai rămas o singură vrăjitoare sălbatică vicleană. Va câștiga oare sabatul sau lăstarul? Răsturnare de situație? Un duel, poate? Să le oferim destul teren de luptă! Văd că nu există trandafiri fără spini. Încântător! Ha? Vrăjitoarele curajoase sunt cei mai buni lideri. Îmi place în special tu, lăstărel. Dar nu pot răsplăti nesupunerea. Deci, toată lumea e otrăvită. Și asta e ilegal? Oh, bine. În schimb, nimeni nu primește panglica anul ăsta, toți pierdeți. Dar ce mai final? Scuză-mă, exmatriculată? Faust încă se mai joacă astfel de jocuri? Nu, no. Fenomene înfloritoare precum domnișoara Clothorn trebuie să fie susținute. Îl voi anunța că am rămas plăcut impresionată de amândoi.